Marea doamna a cinematografiei grecești, Maria Cronopaulou, a murit într-un accident la ea acasă. Populara actriță avea 90 de ani. Ea a suferit un hematom grav după ce a căzut pe scări de la casa ei din Paiania, Estul Aticii, pe 2 octombrie. Ea a fost internată în secția de terapie intensivă, fără semne de recuperare până la moartea ei. Maria Cronopaulou a fost una dintre cele mai populare actrițe ale anilor 1960-1970 în timpul epocii de aur a filmelor muzicale grecești. Rolul ei din The Lady din Buzou 1968, a devenit un clasic. Actrița a jucat rolul unui armator bogat și energic, care se îndrăgostește de un muncitor al șantierului naval, Faidon Georgițis, care, la rândul său, este obiectul iubirii secrete a unei fete vecine. Ea a spus odată într-un interviu că acest rol și alte roluri similare i-au distrus viața personală, deoarece toată lumea credea că este o femeie care fura bărbați de la alții. Maria Cronopaulo a jucat și în filme dramatice, și a jucat în mod repetat în teatru. Ultima a apărut într-un film la mijlocul anilor 1990, dar va rămâne pentru totdeauna în amintirea grecilor ca o femeie de afaceri dinamică, în rochia emblematică, cu un cuțit în piept. Dumnezeu să o odihnească în pace!